Salut, Capricorni! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna August 8 14 august 'Pentru cei care aveți ascendentul Zodia în Capricorn și femeile chiar luna plină în Capricorn. Un prinț de monede. Veți da importanță sau veți urma sfatul unui bărbat mai tânăr care călătorește foarte mult și realizează venituri importante. Poate fi vorba de un bărbat cu zodia ascendentul în fecioară. Avem semnele pământului aici. Deci o zodie de pământ, o zodie fecioară, Mercur. Haideți să vedem voi. Un paș de cupe. Sunt lacrimi. Lacrimi datorită bârfei, răutății celor din jur, minciunilor. În ceea ce v-ar face pe voi fericiți sau unde v-ați dori o distracție, aveți înscrisuri falsificate, lucruri care nu sunt adevărate. Am putea spune că aveți o confruntare cu o persoană capabilă să facă aceste înscrisuri. În ceea ce privește cunoașterea sau călătoriile, veți avea pierderi. Voi poate vreți să faceți o călătorie care să fie și de afaceri și această călătorie va duce pierderi. Sau vă doriți o dezvoltare personală, cunoaștere spirituală, filozofică, religie, cunoaștere de sine și veți plăti aceste cursuri. Dar nu o să fie un câștig pentru voi. Rămâne ca o pierdere. Resursele. Aveți asul de spade. O perioadă lungă de stagnare legată de resurse, de bunurile materiale, în care veți lupta să impuneți rațiunea. Spada care aduce rațiunea, spada care pedepsește pe cei incorecți și ajută pe ceilalți. La locul de muncă, dezamăgire sau dezamăgire din partea unei probleme de sănătate, unde ați făcut foarte multe eforturi și nu primiți ceea ce sperați.
eforturile voastre nu sunt eforturile voastre nu sunt răsplătite. Priviți spre viitor și sperați la o situație mai bună. La locul de muncă, în relațiile cu ceilalți, colegi sau șefi. Menirea voastră este forța. Acea forță care vine din interiorul vostru. Forța de a îmblânzi fiara prin sentimente, iubire, înțelepciune, fără să folosiți forța. Este acea forță sentimentală de care dispuneți și pe care o veți folosi. În comunicare, veți comunica cu un verișor, un frate mai în vârstă, care are ascendentul sau zodia în taur și este capabil să vă ajute cu bani. Sau veți comunica cu o bancă, veți încerca să faceți un împrumut, unii dintre voi. Este un ajutor pecuniar pentru unii, pentru alții un ajutor, dar și o relație. Într-un contract, o asociere sau poate chiar un proces, voi vă faceți iluzii. Vă amăgiți singuri. Vă creați un fel de fata morgana. În relațiile cu prietenii, protectorii, vreți să vă împăcați cu cineva. Vreți să ajungeți la o armonie, astfel încât și voi să cedați, dar și celălalt să cedeze și să ajungeți la această armonie, înțelegere, o stare de bine. În cămin, în familie sau din trecut, veți avea persoane cu care vă revedeți. Vă aduce bucurie, bucuria revederii, poate și aspecte legate de datorii, de obligații. Schimbarea voastră este impusă. Se va încheia ceva în viața voastră. O datorie? O transformare? S-ar putea să fie vorba de transformare. O moarte, renaștere. Ceva să moară în voi. Mă refer la sentimente, mă refer la idei. Este ceva care dispare din viața voastră și se va deschide o altă ușă, va începe altceva. Sacrificiul vostru este să faceți față acestor blocaje pe care le aveți în această săptămână.
blocaje pe care le puteți depăși dacă sunteți fermi și corecți. Aceasta a fost etalarea pentru Capricorni. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu reușite și vă mulțumesc pentru timpul acordat.